Evenimentele muzicale din Timișoara din acest weekend au avut parte de un real succes. Sâmbătă, în data de 8 iunie, talentatul pianist Teodor Alexandru Rădulescu i-a încântat pe participanți cu un deosebit recital de pian. În data de 9 iunie, elevii Colegiului de Arte Sabin Drăgoi din Arad au oferit publicului un spectacol deosebit. De asemenea, tot în data de 9 iunie, cetățenii s-au bucurat de un recital de neuitat cu Walter Ghicolescu. Artistul cunoscut pentru pasiunea și deruirea sa, a adus un val de emoție cu melodiile de pe cel mai recent album al său.